pătrunjel. 10 beneficii și utilizări, nutriție și modul de preparare a ceaiului pătrunjelul este bogat în substanțe nutritive și antioxidanți. Anecdotic, se știe că ajută la reducerea tensiunii arteriale, a colesterolului și a alergiilor. Pătrunjelul este bun și pentru piele datorită activităților sale antimicrobiene și antiinflamatoare. Profilul nutrițional al pătrunjelului o jumătate de cană, 30 grame, de pătrunjel proaspăt tocat, oferă 11 calorii, 2 grame de carbohidrați, 1 gram de proteine, 1 gram de grăsime și 1 gram de fibre. Este o sursă bogată de vitamina A, vitamina C, vitamina K, acid folic și potasiu. Pătrunjelul conține, de asemenea, flavonoide, carotenoide și vitamina C, care au proprietăți antioxidante. Care sunt beneficiile pătrunjelului pentru sănătate? Poate regla nivelul zahărului din sânge pătrunjelul și uleiul său esențial sunt bugate într-un antioxidant numit miristicină. Miristicina ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. De asemenea, reduce rezistența la insulină și inflamație. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege aceste efecte. Sănătatea rinichilor pătrunjelul este un diuretic natural. Ajută la eliminarea toxinelor și a germenilor din organism. Șobolanii hrăniți cu extract de semințe de pătrunjel au prezentat o cantitate mai mare de urină decât atunci când beau doar apă. Efecte anticancerigene pătrunjelul este bogat în flavonoide despre care se știe că au proprietăți anticancerigene. Flavonoidele inhibă creșterea celulară și reduc stresul oxidativ. Cercetările pe animale au descoperit că apigenina, un flavonoid găsit în semințele de pătrunjel, ar putea ajuta la distrugerea celulelor canceroase și la scăderea dimensiunii tumorilor. Studiile asupra liniilor de celule canceroase au descoperit că apigenina prezintă proprietăți antiproliferare, antiinflamatoare și antimetastază în cancerul colorectal. Un alt flavonoid anticancerigen găsit în pătrunjel este luteolina. Cercetările au afirmat că luteolina poate avea efecte preventive asupra cancerului colorectal. Pătrunjelul conține, de asemenea, carnosol, un alt compus cu rezultate promițătoare în tratarea cancerelor de sân, piele, colon și prostată. Sănătatea inimii pătrunjelul a fost folosit în medicina populară pentru a ajuta la tratarea hipertensiunii. Conținutul bogat de flavonoide din pătrunjel ajută la îmbunătățirea sănătății inimii și la reducerea riscului de boli cardiovasculare. Pătrunjelul este, de asemenea, o sursă bună de acid folic. Aportul de folat este asociat cu o bună sănătate a inimii. Nivelurile scăzute de folat pot fi dăunătoare pentru inimă. Prin urmare, includerea pătrunjelului în dieta poate fi utilă în acest sens. Sănătatea oaselor pătrunjelul este o sursă bună de vitamina K. Vitamina ajuta la formarea celulelor osoase numite osteocite. S-a descoperit că pătrunjelul inhibă resorpția osoasă, un proces în care oasele sunt absorbite și descompuse de corp. Digestie în mod tradițional, pătrunjelul este utilizat pentru a ajuta la tratarea tulburărilor digestive și gastrointestinale. Conținutul de fibre din pătrunjel ajută la digestie ajută la mișcarea alimentelor din tractul digestiv și acționează, de asemenea, ca prebiotice pentru bacteriile bune din intestin. Extractele de pătrunjel s-au dovedit a avea un efect antiulcer în studiile la șoarăci. Au realizat acest lucru prin inhibarea excesului de secreție de suc gastric. Sporește imunitatea pătrunjelul, conține mulți antioxidanți și compuși antiinflamatori, inclusiv flavonoizi. Apigenina combate inflamația din corp. Pătrunjelul conține, de asemenea, vitamina C. Nutrientul este un puternic antioxidant care stimulează sistemul imunitar. Pătrunjelul conține flavonoli, cum ar fi ca și cuercetin, care combat stresul oxidativ și leziunile celulare. Sănătatea ficatului pătrunjelul poate regla colesterolul și are un efect protector asupra ficatului. Alte studii au descoperit că pătrunjelul poate ajuta la regenerarea celulelor hepatice și poate regla enzimele vinificat la șoarecii cu diabet. Proprietăți antibacteriene Pătrunjelul a fost folosit în mod tradițional pentru capacitatea sa de a combate germenii. Într-un studiu, pătrunjelul a arătat activitatea antimicrobiană în brânza căreiscă. Uleiul esențial din pătrunjel a prezentat atât activitatea antibacteriană, cât și activitatea antifungică. Inhibă dezvoltarea bacteriilor precum Staphylococcus aureus și Listeria monocytogenes. De asemenea, poate proteja împotriva ciupercilor penicilium ochrocloron și tricoderma viride. Sănătatea ochilor Pătrunjelul conține vitamina A, un nutrient care poate ajuta la îmbunătățirea sănătății ochilor. Pătrunjelul conține, de asemenea, caroten, cum ar fi luteina și zaxantina, care ajută la protejarea ochilor. Acești antioxidanți pigmentați ajută la menținerea sănătății ochilor prin prevenirea deteriorării oxidative. Acestea reduc riscul degenerescenței maculare și al cataractei. Acestea sunt beneficiile patrunjelului pentru sănătate. Planta este, de asemenea, cunoscută pentru a promova sănătatea pielii. În secțiunea următoare, am tratat exclusiv acest subiect. Care sunt beneficiile patrunjelului pentru piele? Bogat nutritiv. Pătrunjelul este bogat în substanțe nutritive, cum ar fi cutru, zinc, mangan, calciu și potasiu, care sunt esențiale pentru o piele sănătoasă. Antimbătrânire. Vitamina C din pătrunjel ajută la încetinirea îmbătrânirii. Funcționează prin combaterea radicalilor liberi care provoacă stres oxidativ. Nutrientul ajută, de asemenea, la reducerea liniilor fine și a ridurilor. Ajută la repararea celulelor și stimulează producția de colagen. Acest lucru ajută pielea să arate suplă și tânără. Antacne. Proprietățile antimicrobiene din pătrunjel pot ajuta la combaterea bacteriilor și la reducerea acnei. Pătrunjelul poate, de asemenea, să echilibreze excesul de sebum. Cu toate acestea, nu există studii care să susțină această afirmație. Antiinflamator. Pătrunjelul conține antioxidanți care ajută la reducerea iritației și roșeței pielii uniformizează tonul pielii și îi reduce pigmentarea. Vitamina C din plantă poate lumina pielea și îi reduce petele inegale. Vitamina C poate ajuta, de asemenea, la reducerea hiperpigmentării. Rețetă ceai de pătrunjel ingrediente. 250 de ml mele apă un sfert cană de frunze de pătrunjel proaspăt mod de preparare. 1. O aduceți apa la fierbere. 2. Spălați bine frunzele proaspete de pătrunjel sub jet de apă rece. 3 pune frunzele în apă clăcotită timp de aproximativ 10 minute. 4 strecurați și bucurați-vă de infuzia de sănătate. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți canalul.